Următoarea noastră eroină a fost cândva colega noastră nu doar de breaslă, ci și de redacție. Acum însă a schimbat microfonul pe arma din dotare și gaze lacrimogene și a pus uniforma și a ieșit pe străzile capitalei pentru a asigura liniștea și ordinea publică. Despre dorința de reprofilare a Ionelei Dosca Junga aflăm din reportaj. De mic copil îmi doream să ajung pe sticlă. În adolescență am frecventat o școală de televiziune din oraș, după care, chiar după ce am susținut examenul de bacalaureat, admiterea la universitate și a urmat angajarea în câmpul muncii. A fost o experiență frumoasă. Și în primul rând am avut foarte multe de învățat și mi-am creat relații de prietenie. Încă pe când activam jurnalistă la Canal 3, am îndrăgit, hai să zicem, sistemul polițienesc, pentru că lucram cot la cot cu oamenii legii și asta însemna operațiuni, filmări noaptea, rețineri și toate aceste momente pentru mine provoacă așa o adrenalină. Și eu fiind de o fire mega energică și nu pot sta locului, undeva m-am regăsit aici, pentru că aici permanent trebuie să fii în acțiune. Poliție și jurnalism. Știi când vii la muncă, dar nu știi când pleci acasă. E valabil și pentru domeniul jurnalismul și pentru sistemul polițienesc. Și acolo și aici știam ora când trebuie să mă prezint la birou, dar nu știu când ajung acasă. Și chiar există foarte multe asemănări, dacă sincer. Nu știu dacă am ales eu acest domeniu, pentru că mai exact m-a ales el pe mine. De ce? Pentru că această propunere de a veni în acest sistem a venit acum un an în urmă, pe când Sebișor avea 5 luni. Și bun, așa propuneri nu vin în orice zi. Și atunci am analizat și am zis că este o oportunitate bună pentru mine. Și uite că astăzi sunt aici, în uniformă, zilnic, la datorie.